Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 14 aprilie și am zis să vă prezint ce mai dau eu la albinuțe și pentru ce. Voi începe să vă zic că am făcut un ceai. Am făcut un ceai în felul următor. Deci în ceaiul respectiv am pus 2 litri de apă. Stați că l-aduc imediat să vi-l arăt. Așa, aici am ceaiul făcut din 2 litri de apă, 20 de grame de scorțișoară, pudră și 10 grame de cuișoare. Acum această cantitate o voi turna. O voi strecura bine, 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 să nu rămână nimic, de aceea am pus și o pânză, să o strecor foarte, foarte bine. Să rămână doar ceaiul, nu și scorțișoara pudră sau cuișoarele. O să dureze un pic până se strecoară, dar va avea o culoare interesantă. Să-mi trebuiască o linguriță, o lingură, să mai amestec aici frumos să se strecoare acest lichid. Bine, o să dureze un pic până strecor. Bun, după ce l-am strecurat, arată cam așa aici, a mai fost niște apă. Mai adăug acum niște apă. Aici, cu găleata, completez. Până aproape că se umple. Și iată ce culoare interesantă are. Zici că nici nu e cu sirop. Bun, următoarea etapă este să introduc uleiurile esențiale, mixura cu uleiuri esențiale și voi adăuga 250 de ml de uleiuri esențiale, ținând cont că este aproximativ 10 litri de apă. Introducem uleiurile esențiale. Așa. Mixura cu uleiuri esențiale. Perfect. Va veni 25 de ml de uleiuri per litru de apă. În această apă mai introduc niște minerale. Să iau mineralele. Cei care ați urmărit în trecut rețetele care le fac, ați văzut aceste minerale. O tinctură de magneziu, mangan, cobalt și timol. Voi introduce 4 ml de data aceasta, la toată cantitatea aceasta, 4 ml. Bun. Și trebuie să mai introduc ingredientul principal în această perioadă când rapița e în floare. Trebuie să menționez că folosesc această apă cu tot ce bag aici, minerale, cobalt, săruri. O folosesc pentru a dezvolta coloniile, pentru a fi cât mai mari. Acest lucru pentru că am nevoie să fac o înmulțire. Așa, și voi introduce 40 de grame de vitamina C.
vitamina C sau acid ascorbic. Da. Să introducem acest 40 de grame. Așa, aici voi avea odată 20. Perfect. Și încă 20. Bun, vine 21-22 de grame acolo. Aproximativ 40, dar să nu depășești 50. Așa, deci toate aceste ingrediente care le-am băgat acolo, acum le amestec acidul ascorbic, îl punem deoparte. Dacă cineva este interesat să cumpere, găsiți pe site-ul topingrediente.ro. Dacă nu mă înșel. Bun. Deci am terminat cu adaosurile. Acum tot ce trebuie de făcut este să amestec aceste ingrediente fără zahăr, fără miere, doar apă. Am aici o lingură. O să iau o lingură și amestec foarte, foarte bine. Deci această apă cu ceai și cu vitamina C și cu uleiuri esențiale o să mă duc la stup și pun la fiecare colonie într-un borcan deasupra cuibului. Înainte de a folosi orice tip de rețete de pe internet, de la YouTuber, vă sfătuiesc să le testați în cantități mici și pe colonii cât mai puține. Pentru a vedea cu ochii dumneavoastră cum se comportă colonia respectivă. Deci cam atât. Asta am făcut eu astăzi. O să mergați la coloniile de albine și o să le adaug. Până data viitoare, numai bine!